Mă numesc Subotin Iurie. Tema lecției de astăzi este oxizii și hidroxizii metalelor, amfoteritatea aluminiului și a compușilor lui. Și astăzi vom discuta despre răspândirea oxizilor în natură, nomenclatura oxizilor și hidroxizilor metalelor, clasificarea oxizilor și hidroxizilor metalelor, metodele de obținere, proprietățile chimice, utilizarea oxizilor și hidroxizilor metalelor. Răspândirea oxizilor metalelor în natură. Deci, sunt mai cunoscuți mai mulți oxizi, dar cei mai importanti sunt următorii, care puteți vedea pe imagine, și anume hematita, Fe2O3, magnetita, Fe3O4, observați culoarea limonitei, caolinitul, casiterita, stanio2, piroluzita, mangano2. Deci, ne readucem aminte despre nomenclatura oxizilor metalelor. Ne readucem aminte natriu2O, oxidul de sodiu, calciu, oxidul de calciu. Ne reamintim că ferul posedă valența 2 și valența 3, din care cauză trebuie să menționați această chestiune în denumire, și anume oxid de fer 2 și oxid de fer 3. Același lucru observați la oxizii cromului, care sunt propuși mai jos, crom2O3 și cromo3. Nomenclatura hidroxizilor metalelor. Natriu OH, hidroxidul de sodiu, calciu OH de 2 ori, hidroxidul de calciu. Deci aici nu sunt probleme. Unica, iarăși ne reducem aminte că ferul, de exemplu, posedă hidroxid de fer 2 și hidroxid de fer 3. Același situație la mangan, hidroxidul de mangan 2, hidroxidul de mangan 4. Clasificarea oxizilor metalelor. Deci ei pot fi clasificați în oxizi bazici și oxizi amfoteri. Oxizii bazici sunt oxizii care la interacțiunea cu apa sau în alt mod duc la formarea bazilor. Și exemple sunt propuse ceva mai jos. Oxidul de sodiu, oxidul de potasiu, oxidul de magneziu, oxidul de cupru, oxidul de fier 2, oxizii amfoteri. Oxizii amfoteri sunt oxizii care interacționează și cu acizii și cu bazele. Și sunt propuse exemple corespunzătoare care le vedeți, unul din ele, aluminiu 2O3, crom 2O3, fer 2O3. Atragem atenție că fer-O, oxidul de fier cu valența 2, posedă proprietăți bazice, dar oxidul de fier 3, fer-2O3, manifestă proprietăți amfoterii. Hidroxizii metalelor. Deci, hidroxizii metalelor pot fi clasificați în simplu hidroxizi și hidroxizi amfoteri. Hidroxizii manifestă proprietăți bazice, adică interacționează cu acizii. Și exemplele corespunzătoare le puteți observa pe imagine. Deci natriu OH, potasiu OH, calciu OH de 2 ori, bariu OH de 2 ori și așa mai departe. Hidroxizii amfoteri. Hidroxizii amfoteri sunt hidroxizii, ca și oxizii amfoteri, reacționează și cu acizii și cu bazele. Și exemplele corespunzătoare sunt propuse. Aluminiu OH de 3 ori, crom OH de 3 ori, fer OH de 3 ori. Metodele de obținere ale metalelor. Deci sunt cunoscute mai multe metode, pentru unele din ele sunt propuse, atenție dumneavoastră, și anume, oxida unui metal putem obține la interacțiunea unui metal cu oxigen. Și sunt propuse două ecuații ale reacțiilor, de interacțiunea calciului și a ferului cu oxigenul și să obțină oxizii corespunzători. Este posibilă interacțiunea oxidului metalului cu oxigenul, ca exemplu fer-O plus O2 se obține fer-2O3. Este posibilă descompunerea nitraților, unica că ținem cont, ca să obținem oxidul unui metal, descompune unui nitrat, metalul din nitrat trebuie să fie situat în serie tensiunii metalilor, de la magneziu până la cupru. Și atât este propusă ecuația reacției, descompunerea nitratului de cupru și ca urmare să obținem oxidul de cupru, care și era interesul nostru, plus oxidul de azot 4 și plus oxigen. În afară de aceasta, ne readucem aminte că la descompunerea bazelor insolubile, de asemenea, se obțin oxizii metalilor. Și sunt propuse trei ecuații ale reacțiilor. Descompunerea hidroxidului de cupru, descompunerea hidroxidului de aluminiu, descompunerea hidroxidului de fier. De asemenea, carbonații insolubili la temperatură se descompun. Și atât, în primul caz, este propusă ecuația reacției de descompunerea carbonatului de calciu și se obține oxidul de calciu. Și ceva mai jos, sarea bazică a cuprului, da? Cupru OH de 2 ori CO3, se o descompune formarea iarăși oxidului de cupru, eliminarea de CO2 și vapor de apă, H2O. Și aici puteți observa una din metodele de obținere a oxizilor, și anume interacțiunea fierului în atmosferă de oxigen. Observați reacția de curge foarte energic.
Așa, în următoarea experiență, iarăși obținem oxida unui metal. În cazul de față, este propusă reacția de descompunere a hidroxidului de cupru de culoare albastră. Deci, la temperatură, el se descompune cu formarea oxidului de cupru de culoare neagră. Și iată, ceva mai jos, iarăși, observăm descompunerea lui cupru H2O3. În natură, acest minereu se numește malahită. În rezultatul reacției se obține CO2 și apă și se obține oxid de cupru de culoare neagră. Prezența oxigenului am demonstrat prin tulburarea apei de var și formarea carbonatului de calciu. Deci metodele de obținere ale bazelor. De exemplu, în primul caz, noi propunem interacțiunea metalului cu apa. În cazul de față, reacția are loc dacă metalul este relativ activ și în cazul de față observăm trei ecuații ale reacțiilor. Metalul alcalin, natriu și alcalinul pământos calciu cu apa se formează bază și se elimină hidrogen. În afară de aceasta, aluminiul reacționează cu apa, însă în prealabil trebuie să fie eliberat de pelicula protectoare de oxid și reacția practic foarte rapid se stopează din cauza formării stratului de hidroxid de aluminiu pe suprafața metalului. Bază putem obține la interacțiunea sării cu baza. De exemplu, sarea cupru clor 2 cu natriu OH, aluminiu NO3 de 3 ori plus caliu OH, natriu 2SO4 plus bariu OH de 2 ori. Și ca urmare se obține bază și se formează sare. Oxida unui metal cu apa. Deci, în cazul de față, reacția are loc dacă oxidul metalului este metal alcalin sau alcalino-pământos. Și sunt propuse două ecuații ale reacțiilor. De interacțiunea oxidului de sodiu cu apa și se formează hidroxidul de sodiu și interacțiunea oxidului de calciu cu apa și în rezultatul reacției se formează hidroxidul de calciu. Și iată reacția dată, puteți observa interacțiunea a sodiului cu apa, deoarece sodiul are o densitate mai mică decât densitatea apei, el plutește pe suprafața apei, el parcă fuge, da? Pe suprafața apei din motivul că se elimină hidrogen. Forța reactivă îl împune să se miște pe suprafața apei. Dacă sodiul este relativ proaspăt, atunci, în așa caz, putem observa inflamarea lui. Din ce cauză apare o scânteie, hidrogenul care se elimină, are loc procesul de ardere. În rezultatul reacției s-a eliminat gaz hidrogen și mediul este bazic. Proprietățile chimice ale oxizilor. Deci, oxizii metalilor interacționează cu apa. Deci, de regulă, cu apa reacționează oxizii metalilor alcalini și alcalino-pământoși și iarăși sunt propuse două reacții care deja le-am discutat, adică interacțiunea oxidului de sodiu și oxidului de calciu cu apa și corespunzător se formează hidroxidul de sodiu și hidroxidul de calciu. Oxizii metalilor interacționează cu oxizii acizi și ca un rezultatul reacției se formează sare. Și iată, ca exemplu, noi avem trei reacții de interacțiune a oxidului de potasiu, oxidului de calciu și a oxidului de magneziu cu trei oxizi acizi diferiți și ca urmare se formează trei săruri diferite. Interacționează cu acizii. Și iată, în cazul de față, noi nu este propusă ecuația de reacții de interacțiunea a oxidului de potasiu cu acidul clorhidric, oxidului de magneziu cu acidul azotic, oxidului de bariu cu acidul sulfuric și în rezultatul reacției se formează sare și se formează apă. De asemenea, oxizii metalilor pot interacționa cu hidrogenul, carbonul, oxidul de carbon 2, aluminiu. Deci toate aceste substanțe ne permit procesul de reducere a metalilor din oxizi. Și atât în cazul de față, noi avem patru reacții diferite, din patru oxizi a unor metale diferite, noi putem obține metale corespunzătoare și compuși corespunzător. În primul caz, din hidrogenul se transformă H2O, carbonul în CO, CO în CO2 și aluminiu în aluminiu 2O3. Deci,
în această secvență video puteți observa reducerea metalelor de oxizi din oxizi și anume interacțiunea oxidului de cupru cu hidrogenul. În vasul din stânga, care ați văzut, se obține hidrogen. În cazul de față, are loc testarea purității hidrogenului. Și ce observăm? Oxidul de cupru, cupru-O, este de culoare neagră și la trecerea hidrogenului deasupra lui și la temperatură, observăm că el din culoare neagră se transformă în culoare roșie, adică se obține cupru metalic. Proprietățile chimice a oxizilor amfoteri sunt propuși: oxidul de aluminiu, aluminiu 2O3, oxidul de crom, crom 2O3, oxidul de fier trivalent, oxidul de zinc, oxidul de plumb bivalent, oxidul de staniu bivalent. Oxizii amfoteri reacționează și cu acizii și cu bazele. La interacțiune cu acizii sunt propuse două reacții de interacțiune, ca în calitate de exemplu a oxidului de aluminiu, aluminiu 2O3 cu acidul clorhidric și oxidului de zinc cu acidul azotic. În ambele cazuri se formează sare și se formează apă. La interacțiunea cu bazele, în fung, avem două cazuri. În cazul când reacția decurge în topitură, atunci în așa caz este propusă reacția de interacțiune a oxidului de aluminiu cu bază, cu natriu OH, și se formează aluminatul de sodiu și apă. În cazul oxidului de zinc cu hidroxidul de natriu, iarăși la temperatură, se formează zincatul de natriu și apă. În cazul când reacția are loc în soluție, atunci, în așa caz, se formează hexahidroxoaluminatul de potasiu sau tetrahidroxoaluminatul de potasiu, în funcție de condiții. Și în cazul oxidului de zinc, se formează iarăși o sare complexă, tetrahidroxo-zincatul de potasiu. Proprietățile chimice ale bazelor. Bazele interacționează cu oxizi acizi și în rezultatul reacției se formează sare și apă și nouă ne sunt propuse trei ecuații ale reacțiilor de interacțiunea hidroxidului de sodiu, hidroxidului de calciu, hidroxidului de bariu cu trei oxizi acizi diferiți. Hidroxizii interacționează cu acizii. Reacția dintre orice bază și orice acid se numește reacție de neutralizare. Și atât în cazul de față ne este propusă reacția de interacțiunea hidroxidului de sodiu cu acidul clorhidric, hidroxidului de calciu cu acidul sulfuric, hidroxidului de bariu cu acidul fosforic. În afară de aceasta, bazele interacționează cu sărurile. La interacțiunea bazelor cu sărurilor se formează sare și bază. Și de atât, nouă ni sunt propuse două ecuații ale reacțiilor, în calitate de exemplu, interacțiunea hidroxidului de sodiu cu clorura de cupru, hidroxidului de potasiu cu sulfatul de aluminiu. În afară de aceasta, ne readucem aminte că bazele amfotere, insolubile, la temperatură, se descompun. Și anume, sunt propuse două ecuații ale reacțiilor. Hidroxidul de cupru, cupru OH de două ori, la temperatură se compune în oxid de cupru, cupru O cu valența 2 plus apă, și hidroxidul de aluminiu la temperatură se descompune în aluminiu 2O3 și H2O. Proprietățile chimice ale hidroxizilor amfoteri. Deci, ce sunt hidroxizii amfoteri? Sunt hidroxizii sau bazele care interacționează și cu acizii și cu bazele, adică manifestă proprietăți și acide și baze. Ca să demonstrăm aceasta, sunt propuse ecuațiile reacțiilor de interacțiune și cu acizii și cu bazele. Cu acizii, hidroxidul de zinc, zinc OH de două ori, este propusă ecuația reacției cu acidul clorhidric, hidroxidul de aluminiu cu acidul azotic. În rezultatul reacției se formează sare și apă. La interacțiunea cu bazele se formează săruri complexe și atât. Observăm că în primul caz, când hidroxidul de zinc reacționează cu hidroxidul de sodiu, se formează tetrahidroxozincatul de
sodiu și în cazul hidroxidului de aluminiu cu hidroxidul de potasiu se formează hexahidroxaluminatul de potasiu sau tetrahidroxaluminatul de potasiu în funcție de condițiile reacției. În această experiență, mai curând de spun, în această secvență video, este demonstrată amfoteritatea hidroxidului de aluminiu. Iată, în primeta care o observați, se adaugă acidul furic și observăm că hidroxidul de aluminiu se dizolvă. În a doua probietă, cu hidroxidul de aluminiu insolubil, se adaugă hidroxidul de sodiu. Și observăm de asemenea că precipitatul se dizolvă. Aluminiu este metal amfoter. Asta înseamnă că interacționează și cu acizii și cu bazele. Și la interacțiunea cu acizii se propune ecuația reacției de interacțiune aluminiului cu acidul clorhidric și aluminiului cu acidul sulfuric. În rezultatul reacției se formează sare și se elimină hidrogen. La interacțiunea cu bazele, deci noi avem două variante posibile. În primul caz, în topitură, aluminiu plus natriu H plus H2O se formează aluminatul de sodiu și se formează hidrogen. Și în al doilea caz, când reacția are loc în soluție, atunci se formează tetrahidroxaluminatul de sodiu sau hexahidroxaluminatul de sodiu în funcție de condițiile reacției. Amfoteritatea aluminiului demonstrăm prin introducerea aluminiului în soluții de acid și în soluții de bază. Deci în vasul din stânga aveți soluții de hidroxid de sodiu, interacționează cu aluminiu. Și în vasul din dreapta veți vedea interacțiunea aluminiului cu acidul clorhidric. În ambele cazuri, în rezultatul reacției se elimină hidrogen. Utilizarea oxizilor și hidroxizilor metalelor. Vom aduce în calitate de exemplu doar câțiva oxizi și hidroxizi. Oxidul de calciu este utilizat la obținerea varului stins, calciu H de două ori. Fer2O3, Fer3O4, Fer2O3 înmulțit cu 3 molecule de H2O. Deci oxizii ferului, toți oxizii ferului, sunt utilizați la obținerea fontei și oțelului. Staniu2 este utilizat pentru obținerea staniului și aleajelor lui. Hidroxidul de aluminiu, antipiren, adică substanță care stopează arderea maselor plastice. Calciu H de două ori, material de construcție, se utilizează la dedurizarea apei. Natriu H, la obținerea hârtiei, industria textilă și altele. Merită de văzut. Găsiți timp, accesați link-urile care sunt propuse și veți vedea câteva experiențe interesante. Pentru astăzi, lecția s-a sfârșit. Mulțumesc pentru atenție!